Dar vreau să te întreb și eu de ce ești curioasă, în primul rând. Ești curioasă și eu acum. Da, prietenii Maria au zile și zile, înțelegi? Nu trebuie să vorbească zilnic ca să fie prieteni. Adică o zi vorbim, o zi nu vorbim. Cam despre asta este vorba. Dar te întreb de ce ești curioasă. Pentru că probabil îi pasă din moment ce te vede trist și te întreabă ce ai pățit. Normal, da. Da, știu că îi pasă. Ți-ai dori să-i pese? Ce mândru e de el. Dacă mi-aș dori să-i pese. Să-i pese la modul ăsta. De amiciție, adică dacă e eu am observat că am mai avut intervenții în momentul în care a fost deranjată de niște lucruri care s-au spus despre mine. Da, dacă continuă în stilul ăsta, bineînțeles, de ce nu? Ia. Dar nu este ceva special, adică, nu știu... Dar care au fost alea? Că nu am... Ei, hai, lasă că le știi și tu în conversațiile pe care le-ai purtat cu Codruț, cu Radu, i-ai luat apărarea lui. Domnișoara Cristina, dar hai să vă explic. Nu aș putea niciodată să dau dreptate unor mincinoși. Oamenii ăștia au venit aici să îmbârlige, chiar indiferent dacă era Marinescu sau era orice altă persoană, am vorbit și cu Nicușor, și cu George, și era foarte clar că a venit aici să îmbârlige și să cum a și făcut în sezonul 3, Instita, de fapt. Și a încercat, auzi, să dea vina pe mine. Da? Instita, da, de la Muntele Atos. Dacă eu m-am folosit de Antonia ca să ajung aici, Marinescu nu s-a folosit de Daniela? Că e situația similară. Cum nu? Nu, pentru că eu și Marinescu... Nu, că e Marinescu. Nu, eu și Marinescu am spus... Păi eu chiar ea. Încă, Codruț, stai să-ți explic. Încă de când a fost sunat Marinescu, noi am spus că nu este nimic între noi. Dacă el ar fi vrut să folosească de mine, ar fi spus că era ceva între noi, dar nu. Ba da, ai zis că e. Auzi, Codruț, dar tu ce crezi? Că Daniela l-a adus în discuție pe Marinescu sau, mă rog, a creat anumite controverse tocmai pentru că el din momentul lasă-l că nu pricepe, nu, astăzi nu e ziua lui, zi! Da. În primul rând, domnișoară Cristina Marinescu, după ce ești afară din emisiune, n-a făcut absolut nimic în muzică, n-a avut succes, deși și-a dorit, iar a început să se bage în seamă cu toate fetele, că nu i-a scris doar lângă rău de lui Daniela. Daniela. Da, acum că i-a răspuns doar ea, este total altceva, normal, s-a băgat în seamă, a venit vorba de el în emisiune, Daniela, mamă, vorbesc cu Marinescu, câștigătorul sezonului 3, vrăjeala i-a dat niște grade pe care nu le are și s-au complăcut amândoi într-o situație. Am înțeles. Codruț, lasă-mă să te întreb ceva. A venit Marinescu în emisiune și eu mi-am dorit chestia asta, da? E cum spui tu. Întreabă-l pe prietenul tău ce beneficii am avut eu de când a venit Marinescu aici. Auzi, nu-l întrebă pe niciun prieten, eu spun în ceea ce văd eu aici, dar tu ai început să îl susții pe Marinescu în ceea ce făcea el. Ba chiar mai mult decât atât, îi spunea lui Radu, a venit Marinescu, ți-a dat, te-a făcut, ți-a zis... Tu nu știi că Radu a tăcut din gură vreo două săptămâni când a intrat Marinescu? O săptămână! Tu pe Marinescu l-ai ridicat în slăvi, doar așa, aiurea, ca să-l oftiști pe Radu. Băi, făcut o săptămână, da, l-ai ridicat pe ăsta în slăvi, pe tine te-a coborât în momentul în care a lăsat meleu loc de interpretat către tine și el a existat ceva în afară, înțelegi? Dar nu a făcut de râs și în gala favoriților de săptămâna trecută, înțelegi? Și te-ai complăcut în situația asta și ai ținut mereu cu el, înțelegi? Și n-ai avut nimic de câștigat. Ai ieșit doar în evidență și ai fost doar pe ecran și atât. Dacă ții cu o persoană sau dacă ai aceeași părere, nu trebuie să ai neapărat ceva de câștigat. E părerea mea și mi-o susțin. Orice părere contra lui Marinescu a fost și contra ta. De fiecare dată te-ai arătat deranjată și ai intervenit în orice discuție era legată de Marinescu, înțelegi? Am intervenit în mai multe discuții, am intervenit chiar și în discuțiile tale, asta ce înseamnă? Păi da, dar cu mine ai fost doar contra pe el, l-ai susținut și l-ai ridicat cât ai putut tu de mult. Fix cum făcea și Maria. Citez ceea ce spunea Maria. Atât de rău mă vedeam și eu în sezonul trecut. Auzi, Maria, apropo de asta, tu consider că Daniela e mai mult i-a dăunat decât a ajutat-o faptul că a venit Marinescu aici? Dar nu cred că venirea lui Marinescu i-a dăunat Danielei. Ba mai mult, a scos-o destul de bine în valoare, însă mult mai mult dar pe Marinescu, pentru că dar nu e vorba doar de Daniela. La un moment dat era Daniela, Iasmina, Ana și erau mai multe femei care, să zic așa, se certau pe el. Și nu se certau. Asta a fost, nu știu, și unde te uitai tu sau unde erai tu. Cum adică Iasmina se certa cu Daniela pentru Marinescu? Păi când au sărit la bătaie sau ce au făcut acolo? Da, dar nu era legat de Marinescu atunci. Da, că ție nu-ți place, tu afirmi că nu-ți place de Marinescu, el afirmă că îți place. De fapt, cu Antonia mă certam. Păi da, dar au sărit amândouă. Da, au sărit amândouă. Păi asta zic. Ele au sărit amândouă, dar nu pentru Marinescu. Marinescu a fost subiectul de la care v-ați certat? Nu.
Codruț. Te-ai uitat la alt episod. Da, Codruț a fost. Omule, tu, am văzut materialul, tu spuneai că nu-ți place de Marinescu, după care pentru că e așa. Nu, erai la masă. Nu, nu, ascult. A început cu Codruț. Daniela a venit. Da, a început cu Codruț. Iasmina își lasă o poartă deschisă. Corect. A început cu Codruț, dar a terminat cu Marinescu. Da, fi eu terminat, o să repus să vorbesc tot timpul cu Marinescu, dar eu totuși revin, Maria. Faptul că Marinescu a venit aici i-a dăunat Daniela în sensul în care și-a atras foarte multe critici. Aproape la eliminare să... Da. Asta, da, o să vadă din moment ce... ea a făcut o greșeală foarte mare în gala favoriților când nu a reacționat în momentul în care Marinescu a lăsat loc pentru anumite inducții. Ce, Marinescu, ce te deranjează? Ce scoate pe gura acolo? Păi, n-are dreptate? Nu, n-are dreptate. De ce? Maria, susține-o, stătea la mișto. Păi, ești obișnuită ca idee. Fiecare persoană e diferită, fiecare abordează niște lucruri. Da, de asta am în și o părere diferită. Păi nu, dar nu ai cum să spui. Poți să am o părere diferită? Păi poți să ai o părere diferită, dar tu vorbești. O poți accepta, da, și tu. Da, dar tu, eu o accept, dar nu am cum să o accept, da, pentru că tu asta vorbești. Ascultă-mă până la final. În momentul în care a fost acuzată Daniela aici, că ai, are relații cu beneficii cu tine, hai, nu ai intervenit absolut deloc. Ce înseamnă, măi, papa, te pup? De ce nu vrei să vorbești cu ea? Păi, ce ei, face figuri de ușoara, Cristina. Păi? Ei. De ce? Aia este gândirea, ascultă-mă, aia este gândirea ta. Dacă gândirea ei este diametral opusă de ceea ce spui tu acum, nu ai cum să-i spui omului chestia asta, da? Nu e. Nici eu nu sunt, nu am aceeași... Crede-mă că și ea crede asta. Nu recunoaște acum, dar o să ajungă ziua când o să vină în emisiune și o să spună cu gura ei asta. Sunt plictisit de chestiile astea, sunt plictisit. Asta crezi tu că urmează? Știu sigur că se va întâmpla asta. Domnișoara Cristina, eu am tot susținut că nu m-am văzut cu Marinescu, nu există nimic între noi, nimeni nu a crezut asta. Marinescu, fiind o persoană mai calmă, care nu se aprinde atât de repede cum mă aprind eu, a reușit să ignore pur și simplu subiectul. Eu nu am reușit să fac asta, recunosc, și ei mă atacă tocmai din cauza asta. Dacă ar fi fost ceva între mine și Marinescu, cu siguranță s-ar fi văzut și s-ar fi văzut și reacții din partea mea, s-ar fi văzut și reacții din partea lui. Nu a fost absolut nimic în afară de o simplă prietenie. Refuz să mai discut subiectul Marinescu în această emisiune, pentru că pentru mine este un subiect închis. Suntem prieteni, bună și atât. Vai de mine, vai. Hai, Codruș, ce ai pățit? Nu știu, Cristina, dar eu, din câte țin bine minte, îl susținea pe Marinescu în ceea ce face acum. Gata, tu dezamăgit, te-ai întors. Nu, nu m-a dezamăgit. Nu mai vrei să fii băgat acolo, băgat în aceeași oală cu el. Nu mai vrei să faci absolut nimic. Marinescu în sus, în jos, acum gata, te dezamăgit. Tocmai asta înțeles. Dacă Marinescu va avea dreptate, întotdeauna îi voi da dreptate. Dacă tu vei avea dreptate, îți voi da dreptate și ție. Eu că o să-mi dai și mie. Ok, dacă o să ai dreptate. Trebuia să-mi dai asta toată ziua. Ba nu, astăzi ai avut dreptate toată ziua. Dar Maria, auzi, Maria, eu zic să o ascult, pentru că îți vorbește din proprie experiență. Da, Maria vorbește din punctul de vedere al unei foste iubite de-a lui Marinescu. Eu nu sunt a simțit tot pe pielea ei, gen. Eu nu sunt fosta iubită, înțelegi? Nu sunt nici viitoarea, nici actuala. Corect, deci... nu ești că n-a vrut el. Nu, nu sunt că n-am vrut noi, înțelegi? Nicolas, tu ce mai faci? Bine, domnișoara Cristina, foarte bine. Când ai petrecut ultima dată? Nu, domnișoara Cristina, de Revelion n-am mai pus băutură pe gură și nu o să mai pun niciodată în viața mea. Super, să nu mai pui, pentru că alcoolul dăunează grav sănătății. De-aia căutai sticla aia, nu? Bă, termină-mă cu vrăjeala, nu mai băga cuvinte în gură, că știi că nu e adevărat. Și în ultima perioadă mă pun să dorm de la 12 jumate. Nu mai veni și minții. Cu fetele, cum te mai simți? Sunt ok, domnișoara Cristina. Cu fetele, nu știu, Maria mi se pare că are ceva, dar nu înțeleg de ce. Pentru că și astăzi m-a adus în discuție, Maria. N-am reacționat la adresa lui Codruț sau. Ce-ai cu Nicolas? Nu, domnișoara Cristina, astăzi dimineață Codruț își făcea talentul, că de asta a venit. Și în momentul ăla toți băieții stăteau și se uitau și nu ziceau nimic. Dacă mi-amintesc eu bine, i-a și jignit la un moment dat și tot așa, nu. Stăteau în banca lor, n-aveau nimic de adăugat, n-aveau o părere, deci era pur și simplu, stăteau ca niște bibelouri. Maria, acum, jignit, dacă tot mă, eu, pe cine am jignit? Însă, în primul de asta rând, și l-am întrebat pe Nicolas, în primul rând, fii atent, pe George la mine.
și pe restul. I-am zis din start ce vrei să faci acum, nu mai vorbi. L-ai luat la mișto pe George și ai spus exact același lucru care l-ai spus și când ai venit. Nu, Maria, atent aici la mine. În primul rând, ți-am zis din start ceea ce vrei să faci. Tu vrei să-i întorci pe ei împotriva mea, ca și cum vii și le induci că eu îi acopăr, că eu îi pun în umbră, că eu le fac înțelege ce să îmi. Maria, dar ce voi să faci? Ei, dar mi-a băiatul ăsta pe dai în vizită aici. Degeaba îi îmbârli. Însă ascult și eu punctul lui de vedere, să văd ce are omul ăsta de spus, da? Și te-ai sensizat tu repede, ce voi să-i fac? Să-i sară în cap sau ce voi să-i fac? Pentru că n-am nimic cu băiatul ăsta. Nicolas, trezește-te, că nu ziceam nimic de rău de tine. Nu o ți-ați mă nimic. Ba da. Pe care vrei să le trezește-te, te rog. Ca să ne deschidă ochii ce? Păi eu n-am nevoie să-mi deschizi tu ochii, pentru că eu știu foarte bine ce am de făcut. Pe mine băiatul ăsta, în primul rând, nu m-a de deschis. Tu intervii, Maria, de da? Hai să zic ce ai de făcut. Vreau să văd ce face el aici zilele astea și dacă încercam o să mă deranjeze, să-ți iau... Auzi, Nicolas, încercam de fapt să-ți iau și apărarea, dar dacă n-ai sesizat, îmi pare rău, pa. Bine, ia, hai facem așa. George, are dreptate Maria, se poartă Codruț urât cu tine? Păi da, n-am văzut nimic de la el să se poarte urât, domnișoara Cristina. Că nu vrea el să vorbească, înseamnă că nu are cuvinte să vorbească. Dar vorbești, George, ce dorește inima ta, eu aia vorbesc. George, știi care e ideea? Te-a luat la mișto și astăzi ziua. L-ascult, fac un sacrificiu și l-ascult. Zi, Maria. Te-a luat la mișto și astăzi ziua, când purtai o conversație cu el. Hai, mai zi-mă și tu, că oricum repede mă descurc cu tine sau ceva de genul. Și acum, pe exact la fel, când a venit domnișoara Cristina. Păi nu face față. Era un subiect de lucru pe care nu începeam repede. Și că nu aveam ce să vorbesc mult pe tema lui. Păi dar n-avea răspunsuri, domnișoara Cristina. N-avea răspunsuri asta, și... Clar, varianta a doua. Nu știa ce să zică și s-a retras. Dar dacă eu știu, de ce să mă bag la avioane cu rost de bicicletă? Dacă eu știu că omului nu pot să-i țin piept, de ce să mă încurc? Uite, n-am absolut nimic cu el, acum. Ai înțeles? N-am asta absolut... mie mi se pare o jignire. Prefer să mă iau doamnenii mai slabi cum ești. Uite, tu. Vezi, acum ești ironic la adresa lui și încerci să-l iei la mișto și nu e frumos. Făcea și Radu prima săptămână. Păi dar nu sunt prieteni, dar amândoi. Păi nu aprecia sinceritatea unui băiat. Auzi, George se crede Codruț superior. Și păi nu o să fie niciodată superior, domnișoara Cristina, să-i crede și el, e încrezut, tată, dar superior nu o să fie niciodată. Și de mâine o să schimbe atitudinea Codruț față de George. Elusule, vezi că îl sunt pe Dorean Popa să te ia înapoi. Nu înțeleg de unde până am zis de Codruț, se crede superior lui George în condițiile în care el a spus că împarte gagicile cu Radu. Și tu te iei de omul ăsta. Vezi că n-ai, ești palcănal. Nu, bă, Nicolas, ai zis o aberație acum pentru că s-a lămurit chestia asta. Ideea e că e a treia oară, cred, când îi spui lui George că tu nu poți să porți o discuție cu el pentru că nu te duce capul, fiind ironic la adresa lui. Pentru că e ironie pe față, se vede. Eu cred că sunteți destul de capabili amândoi să purtați o conversație, doar că din partea ta nu văd voință. Păi dacă omul are dreptate și nu poți să fiu contra lui, la ce să port? Ok, atunci ai face bine să-l aprobi. Dacă are dreptate, nu să-i spui nu vorbesc cu tine, că nu mă înham cu... Da, că ești deștept și ăsta e... Da, interesul meu, Daniel, a spus sincer, nici nu mă interesează persoana lui, spun sincer. Interesul meu este să vorbesc cu voi, fetele. Eu n-am venit să cunosc George a avut un comentariu la adresa mea din momentul în care am intrat pe conexiune. Păi adică da, mă aștept acum să nu comentez și să zic că ce vreau. Eu dacă vreau, dau curs, dacă nu vreau. Mi se pare normal ca fiind un safir să pune și ție niște întrebări, mi se pare normal. Păi bași pe cine vrei tu în seamă, dar atunci nu-l jigni. Nu-l ironiza, pentru că nu e ok. L-ai ironizat fratele tău destul. Maria, crezi că are dreptate Gelu? De mâine Codruț o să schimbe atitudinea vis-a-vis de George? Da, normal, domnișoara Cristina, pentru că, sinceră să fiu și eu, când am venit în casă, eu nu-l cunoșteam pe George. L-am cunoscut aici în casă și la fel nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Nu, stai că te contrazic, scuză-mă, Maria. Nu o să schimbe atitudinea din voință, nu. O să-i zică Radu, vezi că nu-i bine, că oamenii apreciază de acasă. Și tu dacă dai în el, nu dai bine. Da, că nu dă bine la public, asta e clar. Dar eu nu vreau să-i zic. Maria, țin să vă anunț că vorbiți cu cel mai, de fapt, cu băiatul care a avut cel mai mare hate. Înțelegi? Din tot sezonul și nu m-a interesat publicul niciodată. Da, pe final așa că dacă tu ai idee că eu vreodată o să schimb comportamentul pentru publicul de acasă, o să te înșeli amane. Codruț e același și așa. Da, iar apropo de întrebările tale, George. Da, credeam că Codruț avansează, dar nu prea. Nu, tu nu avansezi, tu bați pe loc. Da, iar apropo de întrebările tale, George, poți să le pui de mâine cui vrei, pentru că astăzi și răbdăre sau un
Stai acolo în banca ta. Stai acolo ca vrăjitoarea și te bârfești. Voi sunteți pe altă planetă, jur. Stați în casa asta degeaba. Vai, pe bune, dacă n-avem aceeași părere, înseamnă că suntem pe altă planetă? Nu vorba de asta, dar se vede clar. Abia aștept să termine, să o lași. Acum să o lași de pe acum. Ați plichisit România, lăsați-ne, dați-ne pace, dați-i drumul acasă. Da, Duțu. Mă mai iubești? Dar când te-am iubit eu pe tine, ia stai. Păi de câte ori mai iubim? Eu pe tine. Uită-te la mine când vorbesc cu tine. Băi, vezi că eu nu sunt Ana și... Da, mai că deja vă iau și... Bă, pe mine vă iau și... Te mai văd că te apropii de gelul vreodată, să vezi că de nu sare toată casa asta în aer, atât îți spun. Vă place așa să stați în stres și în adrenalină? De competiție, mă, suntem doar competițional, ne folosim unul de altul. Te lasă să mă comande pe mine, Mihai! Ia! Ia să vedem! Te pup! Ia! Păi da, data viitoare să nu mai râzi de Adelina, știi? Ieși, les. Acum ieși, fii atentă. Ieși afară și hai să vorbim afară. Acum. Acum. Nu. Acum. Haide, acum vii. Acum vii. Adelina, nu mai râde, că nu mai râde. Nu mai râde. Ieși afară. Este o femeie care își dorește să fie validată și are nevoie de mai mulți băieți să-i confirme că este o femeie frumoasă. Îți confirm eu, ești o femeie frumoasă, dar nu trebuie să te duci după toți bărbații. Stai de insinuastă, îl vrei pe băiatul ăsta. Dar nu știu ce păi ai văzut la el, repet. Eu chiar nu știu ce ai văzut la el. Dacă îl pun pe George în el, arată mai bine de șapte ori George. Uite că am văzut, crede-mă. Dar care-i problema? Și vreau să-i dau și eu cadou la rândul meu. Ce deranjează pe mine? E scump? Da. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.